Și anul acesta, faleza cazinoului se transformă în cinema în aer liber. Trei proiecții deosebite ce vor marca zilele de vineri ale lunii iulie sunt aduse la Constanța de primăria municipiului și de centrul ceh. Cold War, o producție Polonia, Franța și UK din anul 2018, va putea fi vizionată de iubitorii de film pe 12 iulie. În film este vorba despre povestea de dragoste dintre un bărbat și o femeie care se cunosc în Polonia după cel de-al doilea război mondial. Cei doi sunt condamnați, unul altuia provenind din medii diferite și având personalități complet opuse. Filmul prezintă povestea unui cuplu separat de politică, defecte de, de caracter și jocuri ale destinului fiind plasat în contextul războiului rece al anilor 1950, în Polonia, Berlin, Iugoslavia și Paris. În vremuri imposibile, o poveste de dragoste imposibilă. Considerat cel mai bun film european al anului 2018, Cold War a fost premiat la Cannes pentru regie. Pelicula Chinese Takeaway a producției Spania-Argentina 2011 va putea fi vizionată de cinefil în ziua de 19 iulie. Filmul îl prezintă pe Roberto, proprietarul unui magazin de bricolaj care pare că nu este în toate mințile. Este nerăbdător cu clienții săi și arțăgos cu distribuitorii. Roberto cunoaște într-o zi un tânăr chinez care este pe propriu în Buenos Aires și incapabil să vorbească o babă de spaniolă. Începutul unei stranii prieteni care îi va schimba viața este reprezentată de decizia sa de a-l ajuta pe tânăr. Filmul The 100 Year Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, o coproducție Suedia, Germania, Franța 2013, marchează ultima zi de vineri a lunii iulie.